own needs. Can I ask you to pray for us too, please? Aș vrea să vă rog, să vă rugați și pentru noi. In the West in England, in Anglia, the greatest problem is that there is too much wealth. Obosește prea mare bogăție. People have so much. Oamenii au atât de mult. They don't think they need Jesus. Și consideră că nu au nevoie de Isus. As we work together, atunci când noi lucrăm împreună, as we pray together, atunci ne rugăm împreună, please do pray that God will open hearts and eyes. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă inimi și ochi. Not only here, but also in England. Nu doar aici, ci și în Anglia. So that the gospel may be heard. Pentru ca astfel Evanghelia să poată fi auzită. And accepted. Și primită. We have assurance that we belong to Jesus. Noi avem siguranța că aparținem lui Isus. We have assurance that we have an even greater home in heaven. Avem siguranța că avem o casă și mai mare în cer. Truly, as we have already sung, într-adevăr, așa cum am cântat, to God be the glory, great things He has done. Slăvit fie Iisuse, căci lucruri mari faci. As we continue together, continuăm să lucrăm împreună, we can be assured that He will do even greater things. Putem fi siguri că El va face lucrări și mai mari. In the lives of many, many people. În viața multor oameni. So that His kingdom may be filled to His praise and to His honor. Ca împărăția sa să se umple spre lauda și cinstea numelui Său. May God bless you all. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Putem spune, dar încheierea lucrărilor din locul acesta împreună cu proiectul cântării cu numărul 225, Harpa Evangheliei 6, El m-a condus ce glorie, cuvinte de mântuire. Oriunde aș fi, orice aș face, mâna Domnului mă duce.